Bună seara, doamnelor și domnilor! Bine ați venit la o nouă ediție Europa Cristiană. Nu vom conteni la această emisiune să vorbim despre identitatea noastră. De unde suntem noi europenii, noi românii, încotro ne ducem, ce suntem de fapt? Toate aceste întrebări au format mereu scopul emisiunii noastre și nu ne vom abate nici astăzi. Mai ales că astăzi vom vorbi despre una dintre cele mai importante, dar și cele mai neînțelese perioade din istoria Europei. Vom vorbi astăzi despre Evul Mediu și veți vedea câte legături s-au păstrat între Evul Mediu și ceea ce este Europa astăzi. Pentru acest subiect se află în studio, ca întotdeauna, cel mai potrivit invitat și, în plus de asta, mie îmi face o imensă plăcere să îi spun bine a revenit în studio Europa Cristiană profesorului Alexander Baumgarten de la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj. Bine ați revenit, domnule profesor. Mulțumesc. Domnule profesor, o să încep direct cu o întrebare care pe mine mă frământă. Bag de seamă că Evul Mediu are un renume foarte prost. O să vă rog să-mi explicați de unde vine povestea asta, pentru că e limpede pentru oricine știe cât de cât istorie, că lucrurile n-au stat chiar așa. Dar este Evul Întunecat. Este Evul în care biserica a ținut oamenii, în Europa vorbesc, biserica a ținut oamenii în necunoaștere. Este epoca bolilor, este epoca războaielor, este epoca cu tirani, este epoca... Ce mai e? Întunecată. Vrem să scăpăm de ea, vrem să uităm de ea. Mulțumim lui Dumnezeu că au venit luminile și am ieșit din beznă. Și am să vă întreb întâi direct. Așa a fost? Dragă domnule Voinescu, dragi ascultători, vedeți? Cred că mi-ar putea fi permis luxul de a pleca pe ocolită pentru a răspunde la această întrebare, pentru că dacă ne-am gândi, echivalând sacul cu rele și sacul cu bune, am putea să ne luăm la întrecere și să căutăm exemple de lucruri rele, exemple de lucruri bune, am putea să ajungem poate chiar să vorbim de Marea Ciumă și imediat să replicăm, da, dar Marea Ciumă a Europei, care a distrus milioane de suflete, a determinat o uriașă progresie a profesorilor universitari spre Europa Centrală, dinspre Europa de Vest, creând una dintre marile tradiții universitare ale Evului Mediu Târziu, la Cracovia, la Praga și așa mai departe. Ori sacul cu rele și sacul cu bune, poate că în felul ei este infinit. Însă, eu aș porni dintr-un alt punct. Pentru că nu cercetăm niciodată Evul Mediu sau Antichitatea sau orice altă epocă pentru a le cunoaște pe ele, ci pentru a ne cunoaște pe noi înșine. Adică pentru a învăța ceva despre noi înșine, despre crizele noastre, despre întrebările, despre dilemele, despre problemele noastre și de la ele, dacă plecăm, poate că putem înțelege mai curat, mai clar, mai limpede câte ceva chiar și despre Evul Mediu. Cine suntem noi? Suntem niște oameni moderni care au trăit câteva experiențe pe care le putem număra printre degete. Am trăit o revoluție științifică. Am trăit o revoluție a capitalului. Am trăit o revoluție a raporturilor mediate sau nemediate dintre suflet și Dumnezeu, în care formula nemediată a câștigat în cele din urmă teren imens. Toate aceste lucruri sunt numite de către noi modernitate. Ori, despre această modernitate vorbim astăzi, în termenii unei critici, a unui efort de a o depăși, în termenii unei viziuni a binelui și a răului în interiorul modernității. Ori, din perspectiva acestui efort de a critica modernitatea, cred că este utilă vocea medievistului. Fie că medievistul acesta este istoric, este filolog, este filozof, este teolog. De ce spun acest lucru? Da. Pentru că, vedeți, modernitatea s-a născut dintr-o dorință de identitate împotriva celei mai recente epoci pe care umanitatea o străbătuse, umanitatea europeană, și anume ceea ce noi numim astăzi Evul Mediu. Tocmai, chiar așa sunt lucrurile opuse? Și atunci vedeți... Adică, stați un pic, spuneți așa, avem nevoie să cunoaștem Evul Mediu ca să criticăm modernitatea. Critica de astăzi a Evului Mediu se face din interiorul modernității. Prin urmare, chiar așa aceste două epoci sunt alfa și omega, plus și minus? Continuitatea lor, evident, este uriașă. Putem împreună să facem efortul acum să căutăm exemplele acestei continuități.
Dar să nu uităm că denigrarea evului mediu a început în zorii modernității, în clipa în care modernitatea avea nevoie de propria sa identitate. Atunci s-a vorbit despre media tempestas, despre furtuna intermediară dintre cei vechi și cei noi. Atunci s-a inventat, de altfel, termenul de ev mediu. Mă gândesc la o generație de umaniști, de poeți, care au început să denigreze universitățile medievale, care au început să mute centrul culturii în altă parte decât în instituțiile pe care le fixase o epocă anterioară. Vorbim apoi de o lume a umaniștilor care a început să corespondeze în afara universităților, apoi care s-a desprins de această perioada secolilor 13-15 și care și-a creat o identitate pe care și-a numit-o în cele din urmă modernă, dar și-a creat-o pe negarea epocii precedente. Stați un pic, ca să înțelegem. Asta îmi spuneți, sau vreți să-mi spuneți că universitățile sunt, viața culturală, viața intelectuală în interiorul universităților este, să spun, o invenție, este o creație medievală și că modernitatea a început în momentul în care au existat unii oameni care au spus vrem să facem cultură în afara universităților. Am înțeles bine? Este fenomenul care se întinde din finalul, să spunem, secolului XIV, pe lungimea secolului XV și XVI, în care centrul de greutate al marii culturii universale, în fond, se mută din spațiul universitar al secolelor anterioare spre alte spații. Asta este modernitatea. Universitatea supraviețuiește greu în modernitate, cel puțin în primele secole ale modernității. Ea renaște în secolul XIX, iar o relansare în secolul XX. Da. Dar toate aceste relansări înseamnă pentru istoric efortul de a înțelege originile din care s-a născut această instituție, practicile ei intelectuale, modul în care lucra. Povestiți-ne. Dintr-un efort spontan al unui grup de oameni la Bologna și a unui grup de oameni la Paris, de a recunoaște în fața celorlalți concitadinei lor că efortul lor, că munca lor are o valoare în interiorul cetății. Așa s-a întâmplat cu munca intelectuală a juriștilor la Bologna, așa s-a întâmplat la Paris cu munca teologilor. Ori și unii și alții vroiau să convingă concitadinii lor de faptul că munca lor într-adevăr are o valoare. Teologii spuneau chiar că are o valoare soteriologică, are o valoare mântuitoare. Putea să vorbim despre asta. E o temă foarte frumoasă a evului mediu. Dar și unii și alții făceau parte din corpul cetății medievale ca o breaslă. Ori faptul că în universitate se muncește, că există practici intelectuale care produc un produs, care conduc la o licențiere, care conduc la o transmitere a cunoașterii, la o permisiune a redării ei, reprezintă niște practici medievale pe care ne însoțesc pe noi. Vă dau un exemplu. Vă dau un exemplu din primele decenii ale practicării acestui tip de transmisie care încă nu se numea universitate, pentru că sigur că universitatea apare undeva pe începutul secolului al XIII-lea. Da. Dar cu câteva decenii înainte de aceasta, Europa produce un tip de lucrare sistematic, enciclopedic, atât în domeniul dreptului, mă gândesc la Grațian, cât și în domeniul teologiei, mă gândesc la Petrus Lombardus. Petrus Lombardus, de exemplu, face o culegere care se numește Cartea Sentințelor, în care compune un florilegiu patristic și care va avea un succes universitar atât de mare încât autorii, studenții care urmau să-și iau diplomă în teologie, să devină doctor teologie, ajungeau să comenteze această Carte a Sentințelor. Această Carte a Sentințelor începe cu niște cuvinte fascinante pentru mine și care țin de o moștenire medievală a lumii noastre care curge prin noi și despre care atunci când o asumăm știm prea puțin că vine de acolo. Petrus Lombardus spune Cupientes a liquid de penuria noastră in gazofilacium domini mittere. Dorind ca din sărăcia noastră, este un exercițiu al umilității care vine dintr-o lume benedictină mult mai veche, dorind din sărăcia noastră să punem ceva în cămara Domnului, in gazofilacium domini. Gazofilacium este cămara de cereale în termenii. Da. Ori, ceea ce spune Petrus Lombardus aici, ține de o conștiință a sensului acumulării culturale. Noi spunem astăzi, în secolul 21, cu alți termeni,
De ce merită să scrii? Da. De ce publici o carte și o depui la Biblioteca Națională? Da. Pentru noi, Biblioteca Națională are, în definitiv, sensul analogic, laic, al unui gazofilacium domini, adică unui loc al depozitului care se poate transmite și care însoțește istoria. Ori faptul că noi credem într-o asemenea cultură, că suntem teologi, că suntem laici, ține de un ideal născut în interiorul evului mediu. Și cuvintele lui Petru Stombardu s-o spun foarte limpede. Ori nevoia noastră de identitate modernă a șters aceste lucruri, a aruncat cu întuneric spre evul mediu, de unde răsar o serie de lumini care ne redau nouă nu atât identitatea modernă, cât posibilitatea de a înțelege ce ni s-a întâmplat în secolele modernității, care sunt instrumentele cu care folosim binele modernității și putem să ne distanțăm de eventualele ei păcate. Da, spuneți-mi că mi-ați pomenit despre munca intelectuală și înțeleg că această idee a transmisiei, a valorii muncii intelectuale a fost esențială pentru formarea universității. Dar la un moment dat mi-ați pomenit că în evul mediu, cândva, munca avea și o valoare soteriologică. Cu alte cuvinte, muncești și te mântui, te ajută la mântuire, nu contribuie la mântuire. Dar asta se leagă și de munca intelectuală? Poate că cel mai important cuvânt pe care l-am ascultat în întrebarea dumneavoastră este adverbul și. Și de munca intelectuală. Nu e vorba de o exclusivitate, ci e vorba aici de o tradiție care urcă într-adevăr în lumea latină prin diversi autori și are diferite forme de expresie până când ajunge o adevărată dezbatere. Am să vă dau câteva exemple. Vă rog. E foarte cunoscut textul lui Casiodor din Instituții, în care el o spune foarte simplu, foarte brutal atunci când se adresează copiștilor, monahi ai lui, care sunt destinați să copieze manuscrise, că ori de câte ori ei vor greși o virgulă sau vor uita o literă sau nu vor trata corect filologic textul pe care îl multiplică, li se vor înmulți păcatele. Sau ori de câte ori vor emenda un text care le vine pe firul tradiției și îl vor trimite mai departe, mai corect, mai adevărat, li se vor șterge păcatele și vor urca în scara mântuirii. Uh-huh. Ori o asemenea tratare a muncii intelectuale pare să dea de gândit, dar încă nu e totul. Abia aici începe construcția acestui concept. Îl întâlnim, de exemplu, la un autor fascinant pentru mine, din secolul XI, Gerard din Cenad. În prologul lucrării sale, Deliberarea, care este un comentariu asupra cântării celor trei tineri al profetului Daniel, el vorbește despre rigorile urcușului spiritual în termeni areopagitici, de altfel, pentru ca imediat să-și compare propriul efort de a redacta comentariul la partea din profetul Daniel, cu acest urcuș își înțelege propria exegeză și efortul compoziției literare sub forma acestui urcuș. El reface termenii analogici. Vorbește, de exemplu, despre faptul că recitarea în timpul cântării din biserică a părților din profetul Daniel, din cauza ritmului muzicii gregoriene, care are o anumită continuitate, asiduitas, spune el în latină, face ca lucrurile să fie neînțelese tocmai de către cei care le cântă din pricina continuității. Deci e foarte asemănător cu ceea ce noi criticăm astăzi legat de impersonalitatea cotidianului care trebuie să ne extragem. Ideea e foarte frumoasă. Și spune Gerard, pentru ca acest tip de continuitate să fie rupt, pentru ca înțelegerea originii să survină în timpul cântării, e nevoie de interpretarea lui. E nevoie de interpretarea pe care tocmai o compune, iar rigorile sunt în sensul acesta mântuitoare. Uh-huh. Poate că textul lui Gerard este metaforic, deși vă spun, este unul splendid. Îl vom publica, sper, anul viitor în Biblioteca Medievală și va fi un deliciu. Uh-huh. Dar există dispute scolastice mult mai explicite pe această temă. Începutul secolului XIV, Anglia. Vorbim de cercul postocamiștilor. Un autor, de exemplu, Adam de Woodham, își începe comentariul la Cartea Sentințelor cu această întrebare. Dacă eu, profesorul Adam de Woodham, merg la cursuri și spun minciuni, cursul acesta aduce pentru mine o scădere a șansei mele de mântuire sau, dimpotrivă, dacă spun adevărul... Stai să mi se pare evident, nu e evident? El o face, dar vorbește despre treptele cunoașterii, despre treptele aproximării adevărului, care sunt corespondente gradului lui de mântuire. Nu e vorba doar de extremele fals adevăr, ci e vorba de gradul de aproximare a adevărului. Cu cât adevăr mai mult spun, efortul de a merge spre adevăr, nostru,
în urma unui efort intelectual de studiu, sigur, de transmitere a tradiției, poate să însemne o șansă a sporirii. Mântuirii. Da. Ori chestiunea aceasta înseamnă un filon pe care modernitatea l-a recuperat foarte puțin. Noi înșine, în teologia noastră, în spațiul nostru cultural, vorbim după anii 90 despre o admirație față de diferite tradiții filozofice. Mă gândesc poate chiar la tradiția lui Constantin Noica, așa cum au receptat-o teologii în cultura română, adesea cu o oarecare mefiență concretizată sub sintagma, da, ne place, dar nu și chestia aceea cu Dumnezeul culturii. Uh-huh. Ori problema Dumnezeului culturii este o oglindire a generației pe care o evocăm, a acestei teme medievale, a valorii soteriologice, a muncii intelectuale. Poate chiar, sau modest, cu smerenia cuvenită spusă, sub semnul adverbului și pe care l-ați pomenit. Că îmi vine imediat o întrebare în minte. Nu cumva asta este ceea ce mi-ați descris, este, să spun, o dezvoltare cu totul specifică creștinismului vestic, pentru că nu cred că există în creștinismul estic, est-european, ortodox, ceva similar. Sau există? Sunt foarte puțin cunoscător al acestei tradiții. Cât am citit, nu am întâlnit. S-ar putea să aveți dreptate. S-ar putea să aveți și să fie vorba despre un specific care merită recuperat, care merită înțeles. Da. De ce? Pentru că acest specific ne conduce în cele din urmă, în tradiția medievală latină, la o dispută superbă în care diversi magiști, culmea începând cu un laic, cu Abelard, da, ajung să se întrebe dacă teologia este o știință. Nu răspunsurile pe care ei le dau contează acum, pentru că aceste răspunsuri au fost diferite. Unii au spus că este o știință doar practică, alții că este doar o știință teoretică, că e hermeneutică. De ce întrebarea asta e atât de importantă? Pentru nouă că ne pare foarte teoretică, abstractă. De ce iar, dacă, de iar dacă noi o să judecăm numai sub aspect teoretic, da, atunci va trebui să facem istoria ideilor, va trebui să coborâm la Augustin, la Tratatul de Trinitate. Bun, poate că o să o facem, mi-aș dori să o facem. Da. Dar acum vreau să vă spun altceva. Mă gândesc la efectul pe care l-a avut din punct de vedere instituțional această dezbatere. Gândiți-vă că un laic spre prima jumătate a secolului XII lansează această întrebare, iar un episcop al Parisului, cum este Petrus Lombardul, răspunde scriind un tratat de teologie sistematică și arătând că da, într-adevăr este. Efectul instituțional a fost unul incalculabil mai important decât răspunsurile teoretice pe care secolele următoare le-au dat. Pentru că numai răspunzând afirmativ, teologia a avut un loc în universitate. Ori, dacă noi ne întrebăm oare acest tip de construct mental, teologia ca știință, este doar un construct al tradiției latine, atunci ascundem sub un văl faptul că universitățile ortodoxiei sunt universități care cuprind teologia ca știință. Noi înșine avem o clădire aici, care aparține teologiei și care este facultate în universitate. Da. Ce înseamnă faptul că teologia este o știință? Este arta interpretării? Este mod de înțelegere? Este formă de dialog cu celelalte științe umaniste? Toate aceste lucruri împreună provenind dintr-o tradiție care începe de la câteva minți care s-au întrebat ce înseamnă faptul că teologia produce faptul de a ști studiind textul sacru. Este artă hermeneutică? Este mai mult decât atât? Ce corespondență are aceasta cu etica? Ce ramuri poate să dezvolte teologia în momentul în care recunoaștem, da, este știință? Unul dintre cele mai interesante răspunsuri pe care le-a dat teologia scolastică în secolele despre care vorbim, 13-14, a fost: teologia este știință pentru că Hristos s-a întrupat. Pentru că revelația a fost posibilă în acești termeni, faptul de a putea discuta cu sens, de a dezbate argumente, ba chiar de a le dezbate într-un sens plural, a fost posibil. Da, da, da. Asta este o idee năucitoare. A spune că teologia este o știință pentru că dezbaterea din interiorul ei poate să fie plurală. Sigur. Asta mi-aduce aminte de o remarcă pe care a făcut-o un călugăr la Athos într-o discuție pe am avut-o cu el acum câtva timp. Mi-a spus că unul din lucrurile uimitoare în lumea asta, uimitoare în sensul că acestui miracol că Dumnezeu atotputernicul poate
și vrea la un moment dat să fie atât de smerit în fața propriei lui creații, încât îmi spune călugărul, gândește-te că Dumnezeu acceptă să fie și negat de propria lui creație. Cât de umil și cât de modest se așează Dumnezeu în raport cu ceva ce El a făcut și e cu totul în puterea Lui. Și acum, înțeleg că dumneavoastră vreți să-mi spuneți că, de fapt, dintr-o experiență religioasă, dintr-un fapt religios, prin această discuție dacă teologia este sau nu în știință, avem imediat o realitate sau s-a născut o realitate laică. Pentru că știința este totuși mai degrabă o realitate laică, nu? Modelul și practica argumentării se nasc de aici. Adică, acele practici intelectuale care țin de un ritual universitar, care înseamnă întrebările quodlibetice, care înseamnă calendarul cursurilor sub forma întrebărilor și a disputelor, acea practică nemaipomenită a universității medievale, în care fiecare profesor al universității este chemat în fața corpului de studenți de două ori pe an, când îi se poate adresa, în general, orice întrebare. Mm-hmm. Imaginați-vă ce s-ar întâmpla astăzi, într-o asemenea universitate, cu asemenea experiență. Denotă un tip de cercetare liberă, dar unită de o credință comună. Unde se află fundamentele acestei chestiuni? Ați vorbit, este fulminant exemplul pe care ni l-ați dat, pentru că mă face să mă gândesc la un pasaj din capitolul 2 din Filipeni, în care smerenia apare în text la câteva rânduri după ce ni se vorbește despre kenosă, adică despre golirea de sine, deșertarea de sine, cum spuneam, dintre variantele Bibliei în limba română. Ceea ce înseamnă că ar putea să existe o corespondență între acestea două, iar smerenia să fie expresia kenosei. Nimic mai firesc atunci decât ceea ce spune monahul pe care îl citați. Dacă într-adevăr vorbim despre acest tip de experiență, atunci e foarte normal să ne așteptăm ca textele care s-au raportat și au interpretat aceste pasaje originare să se întrebe la rândul lor, oare este cu putință o știință care să asume această natură smerită? Întrebarea aceasta a fost formulată. A fost formulată de Augustin în De Trinitate, de la bun început. Ea este o practică continuă a celor care au comentat Tratatul de Trinitate. Da. Dar știți la ce a dus așa ceva? A dus la afirmarea unui principiu de pluralitate a posibilității interpretării textului sacru, a sursei, din perspectiva asumării smereniei. Adică, nu stăpânim textul, știința nu este putere din această perspectivă, ci este autopotențare și principiul de pluralitate al interpretărilor, deci putem să argumentăm. Ori nimic altceva de aici nu se naște decât gustul laic al cercetării. Faptul că are fundamente teologice, că ele se găsesc undeva în zona secolilor 13-14, este un lucru despre care se vorbește astăzi încă destul de puțin. Spuneți-mi, în această trecere a experienței omenești, ca așa înțeleg, de la religios la laic, care a însemnat până la urmă modernitatea, procesul modernității, procesul secularizării care a venit toată cu asta, înseamnă, de fapt, sau trebuie înțeles așa cum pare că înțeleg, că înțeleg cei mai mulți, ca pe un pas înainte, ca pe o treaptă superioară, ca pe un moment de progres? Pentru că am sentimentul că cei mai mulți oameni astăzi se raportează la omul medieval cu o superioritate subînțeleasă. Suntem mai deștepți decât el, știm mai multe lucruri decât el, ne cunoaștem și pe noi înșine mai bine decât el, decât se cunoștea el pe el. Și asta, sigur, e într-un fel e tributar unei percepții de primă mână a istoriei, ca un mers înainte, ca un mers progresiv. Dar vă întreb, ca un om care cunoaște foarte bine ce era în mintea medievalilor, avem temeiuri să ne considerăm superiori lor? O să zâmbiți dacă o să ghiciți începutul răspunsului meu, dar el este unul foarte simplu și unul care exprimă mai degrabă o bucurie decât o judecată. Suntem superiori în măsura în care avem privilegiul de a-i putea studia. Ei nu-l mai au. Ei nu le pot studia pe noi. Când noi putem studia pe ei, putem să ne înțelegem pe noi înșine. E o poziție privilegiată. De aceea mă bucur că sunt un om modern. Mă bucur că sunt un om modern pentru că pot înțelege ce-mi vine de acolo. Când vine un principiu al transmisiei
experienței religioase, al transmisiei culturii în general, care îmi pune sub semnul întrebării modul în care eu însumi concep cultura, ca pe un nesaț față de noutate, pentru că asta este în definitiv o definiție a modernității. E o lecție pe care mi-o dă Evul Mediu. Pe de altă parte, pot să descoper acolo, în Evul Mediu, o istorie absolut fascinantă a modului în care progresul cunoașterii, adică noile întrebări pe care și le pun oamenii pentru a putea să înțeleagă universul în care au fost așezați, da, vine dintr-o fascinantă istorie a cenzurilor universitare. Evul Mediu este plin de cenzuri universitare. Tocmai se reproșează asta. Începem cu 1210, cu 1270, 77, plin de rotule. De restrictive în materia libertății gândirii și a expresiei. Îi se reproșează asta, Evul Mediu. Aici istoricul ne poate spune foarte mult. Ne poate spune poate chiar mai bine decât un filozof care trebuie să citească atent documentele și în cele din urmă să învețe și să se amuze din aceste documente. Efectul cenzurilor universitare celor mai importante din Evul Mediu, cele mai răsunătoare, este, din punctul de vedere al persecuției efective, aproape nul. Nimeni n-a murit din această pricină. S-au mai ars niște cărți, imediat, au mai fost alungați. Inchiziția este un fenomen mult mai târziu și de cu totul altă factură. Nu. Cenzurile universitare, de la 1277, de pildă, sau celebrele cenzuri ale ocamismului din secolul XIV, sunt niște strategii episcopale și care au, evident, incidență numai pe teritoriul unui episcopat, care trebuie pusă întotdeauna în concurență, pentru că istoria le-a pus în concurență, cu universitățile din episcopatele vecine. Fiindcă a interzice niște propoziții înseamnă a trimite o masă de studenți care plătesc taxe universitare la altă universitate. Este, în primul rând, un gest economic, în care cel care interzice o serie de teze, se predea într-o universitate, va slăbi economic universitatea. Efectul a fost unul foarte interesant, pentru că magiștii au ținut întotdeauna cont de aceste aspecte. Ei încetau să susțină adesea o teză, dar o dezbăteau în și mai mare măsură. Vă dau exemple. Vă rog. Suntem la 1277. Episcopul Etienne Tompi al Parisului iese în scenă la Biserica Saint-Geneviève, citește un număr de 219 propoziții să nu se mai studieze și să nu se mai susțină la universitatea noastră, iar magiștii în deceniile următoare le discută cu atât mai aprig, atrag studenții, în teama de a nu și pierde, dar încearcă să formeze o nouă paradigmă de cunoaștere a lumii care este foarte diferită de ce anume aduceau tezele incriminate. Ce aduceau ele? Să ne amintim faptul că aristotelismul intră în secolul al XIII-lea masiv în Occidentul Latin. Da. Pentru că Europa medievală este Europa Mediteranei. Da. O Europa a lumii grecești, a lumii iudaice, a lumii arabe, a lumii latine. Centrul este Mediterana. Ea se deplasează încet spre vestul Europei. Da. Ori, această deplasare o simțeau și medievali, aveau texte de identitate foarte frumoase legate de acest subiect. Tezele aristotelismului care trec prin acest flux vorbesc de o lume eternă, vorbesc de un cer care se mișcă circular, vorbesc despre un univers care este creat prin medieri, e vorba de un aliaj între aristotelism și neoplatonism acolo, și care ajunge în cele din urmă, cu ocazia cenzurării sale de către inspiratul episcop Etienne Tompie și comisia lui de 16 teologi, între care Heinrich von Gent era poate figura cea mai importantă, să cristalizeze acest tip de viziune a lumii pentru a permite magiștilor universității să facă saltul spre o nouă generație intelectuală și de un mod de a concepe lumea, discutând aceste teze. Reacția a fost următoarea. Oamenii au început să citească tot mai puțin Aristotel. Deci, nu umanismul a fost cel care a scos din scenă aristotelismul, ci Universitatea Medievală a secolului XIV, înlocuindu-l treptat cu lectura lui Augustin. Deci ceea ce îmi spuneți dumneavoastră este că cenzura universitară, pe de o parte, eliberează locul pentru ceva nou, să spun, în curiculă până la urmă, și pe de altă parte, tocmai ideile pe care le cenzurează, le face să devină încă și mai discutate și încă și mai disputate, pentru simplu motiv că, urmând norma care cenzurează, profesorul trebuie să atace ideea respectivă. Înțeleg bine? E un ferment intelectual. E un ferment intelectual pentru că viziunea despre lume s-a modificat din acel moment, pentru că epoca modernă începe treptat acolo, fiindcă augustinismul aduce cu sine
ideea lipsei de mediere între suflet și Dumnezeu. Aduce cu sine o cosmologie în care nu mai există cerul circular, în care timpul este linear, în care aristotelismul pierde teren și în care problemele interioare ale lumii medievale, ca o lume care comentează Augustin, încep să rodească și pe care noi începem să le numim modernitate. De aceea cred că există o continuitate foarte bună pe care noi o vedem foarte puțin între Ev Mediu și modernitate. Pentru că între ele stă acest apetit pentru Augustin. Înțeleg. Aș vrea să vorbim, pentru că ne-ați vorbit de continuitatea asta, să vorbim un pic și de modul în care noi, iată, având privilegiul să-i cunoaștem pe medievali, ne raportăm la ceea ce au făcut ei. Și aș vrea să îmi vorbiți un pic despre proiectul acesta al bibliotecii medievale, proiectul acesta pe care îl coordonați, de traducere și de constituire de ediție critică, un comentariu și tot ce e necesar, a unor mari lucrări, mari texte sau texte foarte importante din perioada Evului Mediu, și o faceți asta cu o grămadă de specialiști în limba română. Când a început proiectul ăsta? Clar vorbim despre această colecție a editurii Polirom. Noastră, mai aveți și alte două colecții, din câte știu, pe care le coordonați la alte edituri. Dar haideți să vorbim despre asta. Când a început proiectul ăsta? Biblioteca medievală a fost rodul unui vis foarte frumos. E o istorie foarte lungă și minunată pentru viața mea, cel puțin, și pentru a multor prieteni din momentul acesta, în 2003. Îmi aduc aminte de anii aceia în care începusem să am burse, în care generația mea ieșa și își aducea fotocopii, în care într-o dimineață de iarnă foarte geroasă, undeva în vama de la Satul Mare, căram, se știe, cum 9 geamantane de fotocopii de pe la Paris, dintr-un autocar în altul, și în care mi înghețaseră și îmi sângerau mâinile pentru că încercam să le trec granița. Da. Imaginați-vă privirea vameșului. Da, da, nu? E o temă chiar teologic importantă, în care de unde vii? Totul era elocvent. Era în mine un jurământ, era în mine o pornire. Trebuie să procur aceste texte, să le fac inteligibile, să le transmit, pentru că noi înșine suntem o cultură născută în interiorul modernității, ca în interiorul unui ou. Noi nu putem să-i criticăm, să-i gândim exteriorul până când nu-l spargem. Ori, profilactic pentru așa ceva, este în definitiv exercițiul lecturii medievalilor. În 2003 a pornit acest proiect de la o asemenea motivație. Și până astăzi, în 2018, 15 ani, câte cărți au apărut? Sunt deja 38 de volume. 38 de volume. Cel mai recent volum a apărut zilele acestea, este minunata traducere a Marilenei Vlad din Dionisie, tratatul despre numele divine și teologia mistică, și ne dorim cu toții să urmeze în traducerea colegei noastre cele două ierarhii. Aceasta înseamnă o ediție bilingvă, o ediție filologică, o ediție care poate să facă legăturile între culturi, pentru că este o ediție care vorbește despre traseul lui Dionisie prin toate culturile prin care acest autor, în definitiv, și acest corpus a trecut. Haideți să enumerăm câțiva autori. Noi am avut o emisiune, cred că acum un an de zile, despre Toma și despre Suma, care a apărut și ea în ediție critică în această colecție. Ce alți autori medievali mai sunt acolo? Sunt o mulțime și vor fi și alții. Sunt poate cei mai importanți sau cei pe care am apucat dintre cei importanți să-i facem să apară. Există un volum cu Zanus, un volum de un Scotus, vreo câteva volume Toma, este Boethius, Consolarea filozofiei, este Abelard, este Grigore, dialogurile lui Grigore au reușit Grigore să apară. Mare, în urmare, avem o mulțime de texte, uite, este Casiodor, avem un text din Eriugena, va fi un Beda Venerabilul. Sunt o mulțime de texte care recuperează în cultura română aceste surse fundamentale pe care teologia greacă, teologia latină, pe care filozofia arabă, pe care literatura iudaică le aduc din Evul Mediu. Apropo de sursele acestea medievale și de faptul că îmi dau seama că sunteți preocupat până la urmă și de sursele surselor medievale la care vă referiți. Mi-ați pomenit de vreo 2-3 ori în emisiune de Sfântul Augustin, acest imens autor, extraordinar autor din zorii Evului Mediu sau din vremea în care Evul Mediu, în fine, încă nu dăduseră poate primele raze ale Evului Mediu, dar stăteau pe acolo. Și știu că a apărut și
altă editură am comentat aici o nouă traducere sau a reapărut o traducere mai veche a Confesiunilor, dar mi-a spomenit Tratatul de Trinitate. O lucrare teologică extrem, extrem de importantă, fundamentală pentru gândirea creștină, nu? Am să vă vorbesc despre experiență personală ca să putem ajunge în această zonă. Vă rog. În biblioteca medievală, în interiorul acestei colecții, s-a născut o a doua idee față de proiectul inițial, și anume cel de a aduce în cultura română o serie de texte fundamentale pentru ca ele să ne motorizeze, să ne promoveze gustul nostru pentru a ne înțelege propriile rădăcini. Da. Această a doua idee a fost cea de a schimba raporturile dintre textul original și limba română, și anume prefăcând textul original într-un vehicol al limbii române spre alte culturi. Cum? Netraducând autori consacrați, netraducând autori fundamentali, ci, complementar pe lângă acest efort, căutând să ne angajăm în acea muncă fantastică de editare a textelor necunoscute astăzi în lumea internațională, editându-ne în Biblioteca Medievală și făcându-i pe alții curioși, vehiculând astfel limba română implicit, împreună cu textul editat pentru prima oară în această colecție, spre toate colțurile lumii unde există interes pentru evenimente. Ca să înțeleagă telespectatorii noștri, cărțile noastre apar în ediții bilingve. Întotdeauna. Întotdeauna. Prin urmare, ceea ce îmi spuneți este că veți publica documente, cărți, care nu sunt foarte cunoscute în mediile academice internaționale, în ediție bilingvă, și mizați pe faptul că specialiștii din străinătate, fiind interesați de apariția acestor documente pe care nici ei nu le cunosc, pentru că le vor apărea și în versiunea latină, de pildă, vor lua aceste cărți românești. Acest pentru lucru, partea lor de latină, să spun. Acest lucru s-a întâmplat deja. Se întâmplă deja. Acest lucru s-a întâmplat deja. Adică, iată, există deja câteva volume care fac acest efort, care deja arată că experiența aceasta este viabilă. Vă dau exemplul lui Godescalc din Nepomuc, un autor cistercian de la 1367, care vorbește de teologie ca știință hermeneutică și vorbește de pluralitatea interpretărilor scripturii, pe care l-am descoperit grație minunatei noastre colege și prietene, Monica Brânzei, într-un grant de cercetare finanțat de Consiliul European al Cercetării, de redescoperire a autorilor din secolul XIV, în interiorul căreia am format împreună o echipă de paleografi, doctoranți, oameni foarte tineri, care știu să editeze un text medieval, care sunt specialiștii următoarei noastre generații și împreună cu care reconstruim o cunoaștere europeană a secolului XIV și a câtorva decenii quasi necunoscute într-un plan al cercetării internaționale. Da. Faptul că am decis ca unele texte să apară în România este pentru că am dorit creșterea interesului întregii noastre comunități științifice a medieviștilor față de ceea ce se întâmplă în România. Da, da, asta este o formă, dacă vreți, de internaționalizare, dar în interiorul acestei experiențe de studiu s-a întâmplat ceva și cu această experiență vin spre Augustin. Am înțeles că autorii de care ne ocupăm, Godescalc, Iacobus de Altavilla, o mulțime de autori pe care îi vom edita, dar nu doar în România, au o rădăcină. Și că această rădăcină este Tratatul de Trinitate al lui Augustin. Și că modul în care ei citesc acest text este cam același în care autorii secolului XIII, Toma, de exemplu, citea Metafizica lui Aristotel. Aceasta pentru că de Trinitatea lui Augustin este o capodoperă suficient de plină de sevă, suficient de orientată, suficient de fecundă pentru a naște o întrebare în mintea unor autori, cum sunt cei din secolul XIV, și anume, cum este cu putință teologia ca știință? Iar autorii de care vorbim încearcă să răspundă divers la această întrebare, pentru că Augustin însuși lansează o asemenea întrebare într-un context precizat al diversității, cum este cu putință teologia ca știință, într-un context în care permitem celor care o practică să se exprime divers și să argumenteze și să dispute între ei această întrebare. E de reamintit că Augustin a trăit într-o perioadă în care pluralitatea religioasă era aproape haotică. Era vremea aceea în care aproape fiecare cetate mai importantă vehicula câte o doctrină mai mult sau mai puțin
complexă despre Dumnezeu, despre zei, despre, în fine, supranatural, despre divin. Augustin s-a plimbat în toată zona asta a Mediteranei și evident că a luat pulsul acestei tensiuni plurale. El devine creștin, cunoaște toată lumea faimosul episod al convertirii lui și cu această experiență, iată, vorbește despre teologie ca știință, înțeleg. Dar spuneți-mi un lucru, pe lângă această întrebare fundamentală, esențială, și ne-ați explicat mai devreme de ce e importantă această întrebare, dacă poate teologia să fie o știință. Pe lângă asta, tratatul de Trinitate, ce mai aduce în gândirea creștină? Vedeți, pentru a vorbi în termeni concreți, pentru a vă exprima experiența mea de studiu a acestui text, da, pot să vă spun că îl pregătim pentru o apariție editorială iminentă, în care avem deja un text în echipa noastră și care încearcă, cu mizele noastre, să refacă un capitol de istoria gândirii teologice, fundamental pentru întregul public studios și pentru întregul public dedicat acestor întrebări. Ori această experiență a muncii în textul lui Augustin, a traducerii lui, a interpretării lui, ne arată câteva lucruri. Vreau să vă împărtășesc câteva asemenea experiențe, dar vreau să o fac din perspectiva mea. Nu sunt teolog, nu sunt competent în această zonă. Poate că teologii care mă ascultă în momentul de față știu foarte bine aceste lucruri, iar pentru mine doar, singurul, sunt ele o noutate. Ele mă fascinează însă suficient încât să-mi iau curajul să vi le povestesc, iar ceilalți să o spună, da, știam de la începutul lumii aceste lucruri. Și puteți miza liniștit pe faptul că 95% din telespectatorii emisiunii noastre nu sunt teologi. Așa că vă rog. Asta vom vedea, dar, uitați-vă o clipă cu ochii minții la minunatul tratatul lui Augustin. Da. În cartea 14, la început, în primele două fraze, el spune, cum aș putea vreodată să construiesc o știință, sciența, spune el, prin care credința să fie născută, crescută, apărată și întărită? Aceasta este o întrebare. Întrebarea aceasta sună pentru mine, care nu sunt teolog, dar sunt filozof. Sub forma unei analogii, la fel se întreabă Immanuel Kant, cum este cu putință matematica sau cum este cu putință fizica? La fel se întreabă autorii Antichității, cum este cu putință o știință a cauzelor? Este prima propoziție, dacă vreți, a fizicii lui Aristotel. Adică, sunt întrebări în care diferite minți își pun întrebarea posibilității unei științe. Este teologia o știință? Iată un proiect augustinian. Proiectul acesta, însă, în interiorul tratatului ia ființă pentru că Augustin vrea să răspundă acestei întrebări. Dumneavoastră mi-ați evocat pluralitatea orientărilor creștinismului din interiorul primelor secole. Da, da. Ori, aici Augustin are, permiteți-mi să spun, mâna unui filozof, pentru că vrea să ordoneze câte ceva din această pluralitate într-o direcție care unui istoric al filozofiei merită să-i spună foarte multe. E vorba de următoare ordonare. El vorbește în cartea întâi, în mod riguros, despre un principiu al pluralității interpretării surselor. Adică, pentru el, textul sacru este interpretabil plural, în primul rând bazându-se pe celebrul pasaj din prima epistolă către Corinteni, capitolul 3, în care Pavel le spune celor care îl ascultă în Corint, ca unor prunci lapte v-am dat, nu hrană tare, ceea ce înseamnă că există nivele de cunoaștere și nivele de înțelegere a celui care vorbește, a mesajului, care implică în cele din urmă o pluralitate de receptare. Iar Augustin extrage de aici o pluralitate de receptare, diverso stilo, zice el, dar în interiorul unei credințe unice. De ce credința să fie unică? Cum poate credința să fie unică? Răspunsul e tot augustinian. Prin, mă gândesc, la celebrul pasaj din comentariul său la Ioan, iubește și fă ce vrei. Da. Dacă iubești, într-adevăr, conținutul tradiției transmise, atunci nu vei interpreta greșit, spune Augustin, dar o poți face în continuare plural. Ori, asta înseamnă întemeia un tip de tradiție europeană care înseamnă pluralitatea argumentului. E foarte interesant acest lucru. De ce însă
pluralitatea modurilor în care creștinismul este interpretat, cu care Augustin polemizează, este ordonabil în această schemă. Aici asta vreau să vă întreb și eu, Augustin era mintea, o natură polemică? Cum adică face ordine? El poate face ordine excluzând o grămadă de lucruri. Nu, excluderea survine atunci când nu mai e vorba de aceeași credință. Haideți să studiem un pic această schemă. Vă rog. Să ne gândim la lucruri pe care cei care ne ascultă le știu în bună parte, poate bine, poate foarte bine, poate doar din auzită, dar sunt lucruri comune. Da. Există filozofi care s-au întrebat în secole diferite cum face mintea omului să cunoască ceva nou și în același timp să-și întemeieze această cunoaștere pe ceva necesar. Este, dacă vreți, o întrebare fundamentală a gândirii umane. O spune Immanuel Kant, într-un celebru text al său, Prolegomenele, în limbajul lui. Da. Cum fac să arăt faptul că, într-adevăr, cunoașterea mea înaintează pe o cale necesară, dar obține noutăți? Și ca să dovedească faptul că așa ceva se întâmplă, într-adevăr, el dă exemplul aritmeticii, spunând că dacă 7 plus 5 fac 12, aceasta este o dovadă foarte bună a faptului că mintea mea a folosit concepte necesare, dar a ajuns să întemeieze o noutate, pentru că 12 nu este nici 7, nici 5, dar întotdeauna în aritmetica lui 7 plus 5 vor face 12. Platon vorbește despre un paradox al gândirii în care el spune că, pe de o parte, nu putem înainta în cunoaștere pentru că am putea să știm deja ceea ce urmează să cunoaștem, sau nu avem nicio premisă de la care să plecăm. Înțeleg. Analogia dintre Kant și Platon este și Augustin, unde autorizată aici? Chiar de Noica, într-un pasaj al său foarte frumos din Devenirea într-o ființă. Augustin se plasează fascinant aici. El vorbește în Trinitate despre faptul că există heterodoxie în două mari grupuri. Da. Pe de o parte, există arienii, pentru care diferența afirmată de ei între persoanele divine face ca ei să gândească rostirea cuvântului de către tată, adică fiul, da, sub forma unei predicații esențiale, adică în care Dumnezeu se regăsește pe sine identic în altceva decât el însuși este complet. Bun. Pe de altă parte, sabelienii vorbesc despre o unitate a treimii atât de puternică încât orice afirmare a uneia dintre persoane nu revine pentru Augustin decât la o predicație accidentală. Adică? Uitați-vă cât de frumos se așează aici Augustin în linia lui Platon și a lui Kant, identificând în judecata istoriei religiilor pe care el o face acolo, cele două tipuri de judecăți prin care mintea umană fie nu progresează, fie nu are de ce să o facă. Și atunci, răspunsul bun la întrebarea cum poate mintea mea să cunoască chiar și un obiect care e în afara ei, dar care o cauzează, cum este natura divină, spunând, înțelegând că între tată și fiu e un raport în care identitatea și diferența se regăsesc într-o ecuație așa cum este cea adoptată de crezul de la Nicea, pentru că ea, într-adevăr, se oglindește în mintea mea prin modul în care ea înaintează atât necesar cât și produce noutate. Domnule profesor, de fapt, ca să încerc să fac lucrurile un pic mai clare, de fapt, ceea ce îmi spuneți și înțeleg este că Augustin, folosind extrem de inteligent toate aceste mijloace de natură filozofică, susține și validează un crez care este de natură revelată. Și probabil că teologia poate fi o știință în măsura în care poate, utilizând instrumentele științei, să valideze tipuri de adevăr sau să ajungă la tipuri de cunoaștere, care altfel vin ca urmare a revelației. Vedeți, în Augustin există o legătură intimă pe care de Trinitate, într-adevăr, o susține fundamental între credință și știință. Ea se bazează pe un construct augustinian foarte important, care, fie-mi iertat această observație, vine de undeva din neoplatonism. Și anume faptul că facultățile sufletului repetă analogic persoanele treimii
Și în această repetiție constă explicația augustiniană a statutului omului în calitate de chip și imagine divină. Aceasta înseamnă faptul că modul în care noi practicăm știința, da, care este un mod predicativ, este, da, modul de a spune ceva despre altceva. Despre altceva, da. Adică un predicat despre un subiect, da, da, reprezintă reluarea în infinitele forme în care mintea umană o poate face, da, a raportului dintre tată și fiu. Raportul dintre tată și fiu este pentru Augustin, altfel spus, arhetipul predicației. Înțeleg. Nu vorbesc nici dintr-o perspectivă angajată, nu vorbesc nici dintr-o perspectivă pioasă, nu vorbesc nici dintr-o perspectivă teologică. Da. Toate acestea mi-ar fi interzise de principiul smereniei de care am vorbit și de principiul incompetenței pe care l-am afirmat în zona teologică. Vorbesc din perspectiva unui simplu și umil istoric al ideilor. Dar un asemenea istoric poate să vadă ceva fundamental pe care mă bucur să-l împărtășesc cu dumneavoastră, și anume faptul că la originea tipului de știință europeană, care caută ceva nou pentru că are în spate arhetipul pe care încearcă să-l repete, da, este formulat într-o manieră strălucitoare în tratatul acesta. De aceea este un tratat fundamental al culturii noastre. Domnule profesor, nu pot decât să aștept cu nerăbdare apariția acestui volum. Și, în fine, sunteți modest, dar ați spus lucruri esențiale, lucruri foarte importante în această emisiune și sunt încântat. De asta sunt încântat că am putut să fiu gazda dumneavoastră și că am putut cumva să mijlocesc transmiterea acestor idei, transmiterea acestei cunoașteri pe care dumneavoastră o aveți către telespectatorii emisiunii mele. Vă mulțumesc mult de tot! Vă mulțumesc! Doamnelor și domnilor, Europa Cristiană se oprește aici. Până săptămâna viitoare vă îndemn, ca de obicei, citiți și rugați-vă. O săptămână bună!